Au început lucrările la cel mai amplu proiect de regenerare urbană, prin care Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin și-a propus să revitalizeze simultan mai multe zone ale orașului, transformându-le în spații moderne și civilizate. Astăzi, edilul orașului, Marius Creciu, a ieșit în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor. Toată zona, toată zona, nu? Da. Sunt o grămadă de blocuri, A1, A2, E-ul, C-ul, D-ul. Ăștia fiecare au scările... Au cât mai multe scări, nu? Da, da, da. Da? Deci avem lucrări de... Sunt cele din față de aici. Aici sunt gaze, zona asta? Au gaze în Splaiul Mihai Viteazul. Și cei care sunt în partea asta? O să se racordeze mai mult prin spațiul verde. Da? Și okay. Acolo unde este cazurile sunt traversări. Aia, asta vreau să aud. În acest moment se lucrează în mai multe cartiere, astfel că echipele de muncitori lucrează atât în zona CET Nord, unde se reînnoiește rețeaua de canalizare veche, cât și în zonele Veterani și Apele Române, acolo unde se decopertează suprafețele și pregătesc pentru asfaltare, imediat ce vremea va permite acest lucru. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, este întotdeauna atent la nevoile cetățenilor și își dedică în permanență timpul și energia pentru a face din acest loc un oraș la standarde europene. Da, cea mai amplă parcare din tot proiectul ce l-avem în execuție în acest moment ne ajunge undeva la 2.800.000, dar avem prins pe lângă parcare și alei de acces, trotuare, străzile le refacem acolo unde se lucrează. O să prindem și un pasant pentru gaze, să sperăm că vom găsi o soluție cu Mehedis Gaz să aducă și în această zonă gazele. Noi o să pregătim terenul în așa fel încât să-i și ajutăm, deci dacă toți suntem aici, pentru că nu ne dorim ca după ce noi facem parcarea să vină la Mehedinți Gaz sau oricine altcineva și să spargă ca să poată să extindă rețeaua de gaze. De asemenea, avem copaci de plantat, avem zone enerbate. Sunt, repet, lucrări complexe, dar lucrări așteptate de foarte mult timp de oamenii din zona în care ne aflăm, da, zona Apelor Române. Chiar arată destul de rău această zonă. Și cu această investiție destul de mare, închidem cercul în această zonă și în primăvară, așa cum spune și constructorul, va arăta altfel. De necesare o investiție? Extrem de necesare, pentru că odată numărul de autoturisme, de mașini, de turisme a crescut foarte mult, zonele s-au aglomerat și cu această investiție câștigăm și mai multe locuri de parcare, dar în același timp, cele care sunt pot fi folosite așa cum trebuie să fie folosite aceste locuri, în sensul în care vor fi reabilitate, vor fi și nu numai locurile de parcare, ci întreaga zonă va putea fi folosită de cetățenii care locuiesc așa cum trebuie. Proiectul cuprinde de asemenea reabilitarea completă a aleilor pietonale și a căilor de acces către blocuri, montarea de stâlpi de iluminat și revitalizarea tuturor zonelor, creând mii de metri pătrați de spații verzi și amenajând noi locuri de parcare. Lotul 3 al parcărilor care se vor reabilita cuprinde 8 parcări. Astăzi am început cu cea mai mare dintre aceste parcări, cu parcarea din zona Apele Române. Așa cum vedeți, lucrările sunt deja demarate. Se vor face reabilitări atât pentru sistemul rutier, cât și pentru sistemul pietonal. Se vor completa spațiile verzi, se vor constitui noi spații verzi, atât cu arbuși cât și cu gazon. Se va realiza iluminat public acolo unde este cazul. Se vor construi rețele de alimentare, de evacuare a apelor pluviale și, ce este foarte important, nu vor exista niciun fel de expropieri datorită faptului că acest proiect se desfășoară în amplasamentul actualelor proprietăți și împrejmuiri. Severinenii care locuiesc în zona ce urmează a fi amenajată se vor bucura de 150 de locuri de parcare, de reabilitarea căilor de acces și aleilor pietonale, cât și de refacerea întregii rețele de canalizare din zonă. Întreaga zonă în acest moment se află în reabilitare și modernizare. Cum vi se pare acest lucru? Foarte bine. Mă bucur.
Era nevoie de o astfel de investiție. Păi, bineînțeles că era nevoie. În acest moment, domnul primar, am înțeles că o să renoveze infrastructura, o să vină cu gazul. Cum vi se pare asta? Foarte bine. Foarte, mă bucur foarte mult că nici noi nu avem gaze. E bine, e bine. Deci, când se face, e lucru bun. Când se face. Dar e păcat de zona asta, că sunt neglijate și blocurile și ăsta, parcările sunt, dar blocurile, vai de mama lor. Considerați că era nevoie de o astfel de investiție? Da, da, de ce nu? Că și așa parcări sunt puține, sunt... Asta e lucru bun. În perioada imediat următoare se extind lucrările de infrastructură și regenerare urbană, astfel încât municipalitatea dorește să le ofere tuturor severinenilor cartiere moderne și civilizate. Cetățenii văd această investiție ca pe una necesară și sunt bucuroși să vadă că vor putea beneficia de locuri de parcare și spații verzi pentru relaxare. Încă o dată, edilul orașului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu a reușit să schimbe fața orașului prin investițiile făcute de acesta, municipiul fiind într-un proces continuu de europenizare.